Salut, camarazi! Astăzi o să vă povestesc ceva mai neplăcut, să zicem așa, dar viața e cu urcușul și coborișul, cu frumoase și cu mai puțin frumoase. Deci trebuie să o trăim așa cum ne-a dat-o Dumnezeu, cu bucurii și cu tristeți. O să vă povestesc despre niște tragedii care se petrec în pușcăriile românești, niște tragedii care după mine sunt absolut inumane, dezgustătoare, cum să spun, omul înjosit la ultima treaptă, deci să zicem așa, ultima treaptă înainte de iad. La Jilava, unde am stat cel mai mult în perioada mea, Jilava e despărțită în două, e blocul, cum să zice, cu celulele normale, nu știu ce, secția a întâia până la a șasea, după aia, la vreo 150 de metri, e o bisericuță pe dreapta, unde și Nea Gigi a contribuit cu bani la ea ca să se facă, ca să iasă mai repede de acolo. După aia, puțin mai în spate, la 50 de metri, e un gard despărțitor și acolo intri în spitalul Jilava. Pe stânga e secția de TBC sau proaspeții arestați care sunt bănuiți că au TBC, îi bag acolo să-i controleze. Pe un colț, când eram eu acolo, pe un colț, ședea și faimosul Sorin Ovidiu Vântu, știi, marele escroc, el ședea acolo, de ce? Că pare anormal, dar era normal. Pentru că ăștia cu TBC-ul erau în față și acolo și-a pun corț la parter, era el cu căruciorul lui, avea o celulă singur ca boierii, nu-l deranja nimeni. Avea un sclav la care îi dătea 2-3 bare de salam, 2-3 pachete de țigări sau de tutun, îi făcea curat, se ducea cu el la cumpărături, căra traistele, nu știu ce. Deci, la Pârnaie, bogătanii au condiții superioare și sunt avantajați întotdeauna, sunt protejați, să zic așa. Pe partea dreaptă era un bloc unde erau plin de deținuți de ăștia de la medicina generală. La început, la etaj, erau vreo 7-8 celule care erau cu cei de la secția de psihiatrie, cei care basculau, care erau puțin mai după la droguri, eu știu, oameni care unii basculează, unii vin nebuni de afară, unii vin atinși și îi bag acolo așa. Acolo și toți șefii de cameră erau ori boxeri, ori judocani, ori karatiști, ca să avea ordin de la psihiatră să-i și bată, dar să nu-i lovească la față, ca să se cunoască, să-i bată de la gât în jos, dacă nu erau cuminți, știi? Deci se bătea ilegal, să zic așa. După aia, puțin mai în față, erau ăia de la medicina generală, pe dreapta erau 7-8 celule de astea, de refuz de hrană, unde am stat și odată vreo 11 zile, că mă săturasem de amărăciune, și am făcut refuz de hrană și am stat vreo 11 zile acolo. Dar era bine că eram singur, aveam televizor, era boierie, știi? În fața ferestrei aveam un teren de fotbal unde îi vedeam pe ăștia când veneau Aldigică Popescu cu Meme Stoica, veneau acolo, așa că erau instructori sportivi, veneau cu deținuții să joace un meci de fotbal acolo, așa, o oră, o oră jumate, nu știu ce, mai căscai gura de la fereastră, erau și o groază de șobolan pe acolo, așa, la parter, că să mai arunca mâncare, pâine și vă dați seama. După aia, la etajul 2, era secția de unde ședeau cei bolnavi de SIDA. Puțin mai încolo, tot pe dreapta, era magazinul de cumpărături. Vis-a-vis de magazinul de cumpărături, era secția de femei, cam vreo 150-200 de femei și fete erau arestate acolo și ea, care treceau la vizită sau la instanță până fața la geamul la bărbați. Vă dai seama ce discuții se încingeau acolo. Noaptea se urla de la fereastră la fereastră până la 12, la 1 noaptea. Vreau să vă povestesc despre secția asta unde erau cei bolnavi de SIDA, care deja erau programați pentru moarte, să zic așa, și așteptau moartea. Era puțin cum e în America, celulele morții. Stai acolo 10-20 de ani și aștepți injecția letală sau să te spânzure sau eu știu ce să-ți mai facă, să te împuște. Deci, pentru mine era inuman. Oamenii ăștia erau majoritatea de la droguri. Bine, poate unii erau și pe invers, dar cred că majoritatea de la seringă, pentru că fiind săraci, plimbau aceea seringă din vână în vână, cum s-a întâmplat și în Germania cu ani în urmă, când
6 au luat Sida și unul n-a luat, că era așa de beat, că nu și-a mai băgat acul și a scăpat, adică momentan, știi? Așa. Deci oamenii ăștia, statul român le dă câte 400 de lei, un fel de pensie, deci 4 milioane. Bine că majoritatea se duc pe țigări și pe Coca-Cola, vă dați seama, mai puțin pe mâncare. La oamenii ăștia, gardienii umblă cu mănuși, pentru că le era frică, că dacă ăla băga o seringă cu sida în tine, lua și gardianul, lua și el sida, știi? Așa. Și mascații intrau acolo și cu ferală, îmbrăcați în armură de revoltă, deci anti-revoltă, deci toată lumea umbla cu mănuși, dar odată a fost o bătaie acolo și țin minte că unul din ei a reușit să înțepe un mascat cu acu cu sida. Acum nu știu ce s-a întâmplat, n-am mai publicat treaba asta, dar deci oamenii ăștia pentru mine, după ce că sunt sortiți morții, îi ții ca pe niște animale acolo, așa, când 42 de cazări sunt dezafectate în România, poți să-i duci acolo, le creezi niște, chiar dacă îi ții închiși, le creezi niște condiții cât de cât umane, pentru că altfel trăiesc acolo ca niște vite în așteptarea morții. Pentru mine mi se pare o barbarie pur și simplu, o lipsă de respect, un dispreț total pentru viața umană, pentru că drogurile au fost băgate în oamenii pe toată planeta de americani și de serviciul secret american în anii 60, când au băgat LSD-ul și toate alea la festivalul de la Woodstock, de la Monterey și pe insula Isle of Wight, în sudul Angliei. Atunci au băgat guvernul Americii și CIA-ul a băgat masiv droguri în copii neavizați și au nenorocit toată planeta. Deci oamenii ăia se droghează, dar nu e că se droghează ei, că așa le-a venit. Li s-a inoculat în creier, bă, drogați-vă că e bine, nu știu ce. După aia, când iau sida sau când ajung au 20 de chile cu pantofii, nu se mai interesează nimeni de ei, că deja i-au prostit, marfa s-a vândut, ei și-au distrus viața. Am stat pe secția a doua împreună cu nepotul ăla de la Niro, Nicolae Dumitru, știi, mare patron la Niro. Domne, era un copil de cât avea, vreo 27-28 de ani, avea nevastă și copii afară, se droga. Băi frate, mi-era milă, ședea cu mine în celulă, dătea banii pe hașiș și pe marihuana și după aia îmi cerea mie două linguri de ulei să-și facă salată. Zic, băi frate, de ce nu dai banii pe mâncare și dai pe droguri și îmi cer mie? I-am dat o dată și am dat o două, dar omul era deja dereglat complet. I-am zis, bă frate, dacă mai încerc o dată sau de două ori, o lingură, două de ulei, mă duc și îl vărs în veceu și am terminat povestea, gata, am scăpat de o grijă, știi? Omul deja nu mai știa ce face, vă spun sincer că mi-era milă de el, era o epavă umană la 27-28 de ani, era o epavă umană, nevastă s-a vai de capul ei, se chinuia pe afară să-i trimeată bani și el cu banii de la nevastă s-a droga. Nu știu ce să zic, să-mi ziceți voi ce părere aveți, pentru că pentru mine e inuman, e barbar. Deci oamenii ăștia care stau acolo la Jilava și umplu aproape o secție întreagă și mai erau și pe secția a doua, pe bloc la Jilava, tot așa, străzi întregi după înferentari drogați. Ia-i bă frate, du-i într-o cazarmă de aia dezafectată, unde să trăiască și ei uman, să aibă acolo și acoperiș, să aibă în curte, să aibă acoperiș, să nu stea ca animalele în soare. După aia să poată să-și plantează, așa cum e la amărât, trebuie pus să-și planteze și el o roșie, un castravete, o ceapă, că nu-ți poți să stai toată ziua în pas să te droghezi, băi frate. Mi se pare inuman, dar mi se pare bestial din partea la ăia care au băgat drogurile astea în copii ăștia nevinovați. Sunt tragedii umane. Sunt oameni care la 20-25 de ani sunt distruși, își așteaptă pur și simplu moartea. Eu cred că e îngrozitor ca la 25 de ani, când ești plin de viață, să-ți aștepți moartea și nefiind și vinovat. Deci aștepți moartea, dar tu n-ai avut nicio vină, pentru că alții te-au umblat în creier, te-au pus să te droghezi, să te nenorocești. Mi se pare absolut inuman ce face statul român cu oamenii ăștia, fără milă îi lasă să crape acolo și să-și aștepte ca niște vite moartea, că vine într-o lună, că vine în 5 luni, că vine într-un an, dar toți
în momentul când le scade imunitatea, o iau la vale toți, nu se mai ridică niciunul. Țin minte că mergeau cu noi în mașină la instanțe, îi băga cu noi, deci dispreț și față de noi, că dacă se isca o bătaie acolo și în mașină, își lua oricine, își lua sida de la ei, știi, că pe ei durea la bască, ei și așa nu mai știau ce, pe ce lume e. Noroc că uneori mai venea cât un bombardier cu noi la instanță și când îi se lua la ceartă mașină, când se între ei se ia la bătaie, dar pe ăla știa că e bombardier și ședeau liniștiți, urla ăla la ei bombardierul, ședeau liniștiți, știi? Că oameni care nu mai știu de capul lor, sunt debusolați, sunt pierduți, băi, oamenii ăștia sunt epave deja la 20-25 de ani, nu poți să-i lași ca pe niște vite să-și aștepte moartea care vine în 6 luni, într-un an, în 2 ani. Deci mi se pare o barbarie, mi se pare un dispreț total al statului român pentru oamenii ăștia care își așteaptă moartea ca niște condamnați la moarte, pentru că practic asta e pedeapsa cu moartea pe ușa din dos, de fapt. Mi se pare că statul român nu face absolut nimic ca să ușureze viața la oamenii ăștia cât de cât, chiar dacă mor în 6 luni, într-un an, în 2 ani, domne, să termine acolo și cât de cât de ce, nu ca o vită care așteaptă să o ducă la abator să-i taie gâtul. Camarați, v-am povestit despre tragediile care se petrec în pușcăriile românești, cum statul român îl doare la bască de cetățenii săi, cum îi lasă să moară ca niște câini. Mi se pare absolut inuman că o ganță, zeci de mii, sute de mii de persoane care mănâncă pâine de pe urma la amărâți ăștia, să nu facă ceva să le ușureze tragedia. Camarați, v-am spus o poveste care e puțin tristă de adevărată, v-am spus, viața nu e întotdeauna frumoasă, e cu urcușuri și coborâșuri, dar sper că ați tras concluziile, sper că v-a plăcut, dați share, dați like, faceți abonamente și rămânem împreună precum catarii. Pa, camarazi!